la conferințele de presă. Poate ține seama doamna ministru de aceste lucruri. Al doilea subiect la care doresc să mă refer este cel legat de legea salarizării unice. Guvernul s-a angajat la instalare să vină cu, și e un subiect pe care vă aduceți aminte că l-am mai abordat în conferința de presă precedentă, spuneam că guvernul s-a angajat că va veni să prezinte un proiect de lege privind salarizarea unică. Până în momentul de față nu avem nimic.